Am revenit în studio, spuneam în această seară trebuia să fie prezenți și reprezentanții ai Partidului Social Democrat. Dumnealor nu au venit, nu a venit nici măcar unul dintre parlamentarii PSD, de la care am fi așteptat niște răspunsuri la celebra lege care a trecut prin Parlament în urmă cu 2 zile și despre care toată presa a vuit, care le-ar acorda domnilor parlamentari o super imunitate. De ce? Agenția Națională de Integritate nu i-ar mai putea prinde sub lupă pentru că dumnealor nu ar mai face obiectul unor fapte de natură penală, nefiind funcționari publici. Ei bine, spuneam, nu a catadixit să vină niciunul dintre parlamentarii PSD. Le-am păstrat totuși un loc, poate se răzgândesc, le-am pus și un pahar cu apă în cazul în care ar fi venit și ar fi vorbit foarte mult. Asta la insistențele, să știți, ale colegilor mei din emisie, care au observat că lipsa la începutul emisiunii paharul cu apă. Da, o să continuăm discuția cu invitații din această seară de aici din studio, domnul Nicolae Bobu de la Partidul Democrat Liberal și domnul Dorin Tașcău de la Partidul Național Liberal. Ei bine, terminam prima parte a emisiunii așa într-un ton foarte, foarte virulent din partea domnului Tașcău. Nu, eu încercam să-mi explic un lucru și să spun ce cred eu că spune acea definiție. Acum, nu e vorba de virulență în niciun caz. Da, nu e vorba de virulență, numai că dumneavoastră spuneați că nu îi apărați pe parlamentari, exclus. Dar că exclus. Într-adevăr dumnealor nu pot fi anchetați pentru respectivele infracțiuni la care se și referea presa centrală, pentru că nu ar avea cum să le comită. Nu ați acceptat nici măcar exemplul pe care vi l-am dat și care i-ar fi incriminat sau i-ar fi putut incrimina pe cei care ar fi dacă putut ar fi comite o astfel de... Dacă ar fi fost funcționar public, eu vreau să vă citesc și câteva mesaje din partea telespectatorilor. Da, bine, e clar că lumea poate o să înțeleagă altceva decât ce spun eu. Eu am vrut doar să definesc teoretic ce înseamnă funcționar public și cine și numai și faptul că numai funcționarii publici pot fi, cum să spun eu, anchetați pe astfel de infracțiuni, pe cele două de care vorbeam. Asta nu înseamnă că țin neapărat ca parlamentarii să nu fie anchetați dacă greșesc. Din contră, cine greșește trebuie să plătească, fără discuție. Restul, partea morală, asta este. Eu vreau să vă citesc și un mesaj, probabil din partea unei persoane sau a unui avocat, pentru că face referire la o decizie a Curții Constituționale. Printr-o decizie a Curții Constituționale a României s-a stabilit că sunt asimilați funcționarului public toți cei care îndeplinesc o funcție publică. Și parlamentarii îndeplinesc o funcție publică, deci și ei sunt asimilați funcționarilor publici. Iar eu, în pauza de publicitate, vă citam din codul penal, din articolul 145, care spune că funcționar public poate fi orice persoană din următoarele categorii: autorități, instituții publice, persoane juridice de interes public. Da. Ei bine, avem și un telefon, avem prin telefon, de fapt, pe domnul Cătălin Predoiu, prin vicepreședintele Partidului Democrat Liberal, fost ministru al Justiției. Bună seara, domnule Predoiu! Bună seara! Am avut o dispută înainte de telefonul dumneavoastră. Unii dintre invitați nu acceptă că parlamentarii sunt și sau pot fi asimilați categoriei de funcționari publici, deci dumnealor nu ar avea cum să încalce lege. Nu vreau. Codul penal. Nu, anumite infracțiuni. Anumite infracțiuni ale codului penal. Deci, oricum, nu-i putem trage la răspundere nici până acum. Vă rog frumos să explicați, din punctul de vedere al unui fost ministru al Justiției, această chestiune, pentru că
De câteva zile încoace, presa centrală a avuit, a fost preluat subiectul și de presa locală. Într-adevăr, parlamentarii au trecut respectiva lege. Este sau nu în favoarea lor? Până acum puteau sau nu puteau fi trași la răspundere dacă ar fi făcut anumite fapte, dacă ar fi săvârșit anumite fapte și mă refer aici la conflictul de interese. Una dintre faptele de care vor fi exonerați de acum înainte. Alo, da. Da, vă auzim. Deci există, în primul rând, un pachet de proiecte de acte normative și trebuie văzut și analizat în ansamblu. E vorba de, în primul rând, modificarea statutului parlamentarului, apoi a venit modificarea aceasta codului penal și există așa. Și proiect de lege privind amnistia și grațierea. Dacă le luăm pe toate împreună, noi ce vedem? Vedem o tendință clară de a crea un statut privilegiat pentru parlamentari și pentru politicieni în general. Și aici trebuie să venim pe două planuri de analiză. E un prim plan de analiză particulară care ține de politica penală a unui stat suveran, soluțiile care se adoptă în legi țin de Parlament, asta e teorie și tot e corect. Există însă un plan mai general pe care trebuie să-l avem în vedere și anume faptul că România și-a luat o serie de obligații internaționale față de partenerii de Uniunea Europeană atunci când a intrat în Uniunea Europeană să mențină un cadru normativ stabil în ceea ce privește politica penală. Iar acest cadru normativ este parte din mecanismul de cooperare și verificare. Este un punct distinct acolo în mecanism. Ori, amendarea acestui cadru normativ în sensul relaxării sale duce la concluzia că, evident, nu mai dorim să respectăm ceea ce ne-am angajat atunci când am intrat în Uniunea Europeană. Deci există aici o poză mai mare, o analiză mai largă care trebuie făcută. Și toată această discuție în care vedeți că a intrat și Comisia Europeană, au intrat și state membre ale Uniunii Europene, state importante, grele, care au susținut România pentru a intra în Uniunea Europeană, este datorată tocmai acestui de-al doilea plan, care este extrem de important, este un plan strategic. Și nu este doar o dispută de ordin teoretic sau de ordin diplomatic. Cetățenii trebuie să înțeleagă că noi depindem foarte mult de investiții străine, de fonduri europene. Bunăstarea cetățeanului, așa cum e ea asigurată în România, la un nivel precar, din păcate, atârnă de modul în care dezvoltăm economia. Ori, în condițiile în care noi încălcăm aceste lucruri la care ne-am obligat, nu mai putem nici să fim credibili și nici interesanți nici pentru investiții și nici pentru fonduri europene. Deci, anume, pentru că ne place sau nu, Uniunea Europeană este bazată pe stat de drept, pe independența justiției și pe politicieni care lucrează în afara intereselor personale. Ori, din păcate, această tendință și ceea ce s-a întâmplat acum 2-3 zile, noaptea, fără transparență, fără a anunța Consiliul Superior al Magistraturii, fără dezbatere publică, pentru că nu a existat o dezbatere publică. Este un semnal extrem de prost. M-auziți? Da, vă auzim. Vă rog. Este un semnal extrem de prost și este, dacă vreți, o încălcare gravă a intereselor fundamentale ale României. Din păcate, cei 211 sau câți au votat parlamentari USL și cei care au modificat la comisie codul penal au acționat irresponsabil, într-un mod egoist. Ceea ce spun nu este partizanat politic, este, dacă vreți, o analiză independentă a unui fost ministru de justiție. Place sau nu place, ăsta este adevărul. Ce se întâmplă cu cei 24 de ani de împăunare democratică a noastră? Pentru că vorbim de 24 de ani de o democrație. Democrație care nu prea seamănă cu ceea ce este în exterior, de unde și vrem să împrumutăm niște reguli. Despre asta este vorba, despre reguli și standarde care țin de Uniunea Europeană și nu este de dragul de a le respecta. Asta, noi asta am vrut, poporul asta a vrut când a intrat Uniunea Europeană.
a vrut o societate bazată pe reguli, o societate în care nimeni să nu fie privilegiat și o societate în care să trăiască mai bine, să fie mai prosper din punct de vedere economic. Din păcate, acest ultim deziderat nu a fost realizat. Și de asta spun și revin. Nu este doar o dispută de ordin teoretic, este o dispută care ține și de interese economice. Absolut toți ambasadorii, vedeți, de la cel al Statelor Unite până la olandez, au spus, domne, aveți nevoie de investiții, aveți nevoie de fonduri europene. Aceste investiții, care sunt private, nu vin într-o țară în care parlamentarii noaptea, pe ascuns, fără să spună nimănui, ca hoții, efectiv, mă scuzați de expresie, dar așa s-a procedat, modifică codul penal ca să ce? Ca să scăpăm de rigorile legii penale, câțiva dintre ei, care știm cu toții, sunt în procese penale, sau unii dintre ei sunt în anchete penale, din păcate pentru ei unii condamnați. Deci este inadmisibil, nedemocratic, e nedrept ca pentru o mână de oameni să fie afectați toți cetățenii români. Ori asta mi se pare irresponsabilitate din partea tuturor acelor parlamentari care au procedat în cunoștință de cauză sau din ignoranță la modificarea codului penal. Repet, nu e vorba doar de două articole aici. E vorba de un întreg mecanism în care România funcționează și din care nu putem ieși fără să ne afectăm interesele. Da. Domnul Dorin Tașcău de la Partidul Național Liberal vrea să intervină. Vă rog. Bună seara, domnule ministru. Și... Bună seara. Vă aud foarte slab. Încerc scuze, vă aud foarte slab. O să vorbesc un pic mai tare. Poate mă auziți acum mai bine. Da, vă rog. În primul rând... Mă bucur că am onoarea și plăcerea să comunic cu dumneavoastră în această seară. Domnișoara, doamna care ne întreba, a pus o întrebare la care dumneavoastră, adică ceea ce spuneți este, cum să spun, împărtășesc majoritatea ideilor pe care le-ați comunicat. Am avut o dezbatere, a spus că această problemă nu trebuie să o privim teoretic. Și adevărat, nu trebuie privită teoretic, trebuie privită în întregul ei ansamblu. Dar aș vrea, din punct de vedere al unui om care a fost ministru justiției, să definească foarte clar dacă, în momentul de față, parlamentarul este sau nu funcționar public. Este asimilat în codul penal sub sintagma de funcționar public. E adevărat că este o întrebare teoretică, nu are legătură cu ansamblul pe care dumneavoastră l-a spus și am spus și eu în emisiune că nu s-a comunicat cum trebuie nici cu Comisia Europeană și nici cu... ambasadele țărilor europene. Poate că astăzi, după întâlnire care au avut loc în Parlament, lucrurile se vor liniști și se va înțelege, sau poate toți vor înțelege că nu s-a dorit lucru pe care alții l-au înțeles că s-a dorit. Eu cel puțin nu cred că s-a dorit acel lucru. Revin la întrebare și nu vă supărați că îmi permit să vă pun o întrebare. Ideea este dacă parlamentarii pot fi asimilați... Am înțeles întrebarea. Da, vă mulțumesc. Știți foarte bine, probabil că de asta o puneți, că există aici două teorii, două abordări. Nu, o pun ca să lămurim lucrurile. Da. Un sens restrâns al noțiunii de funcționar public, care ține doar de puterea executivă, să spunem, și de modalitatea numirii în funcție, și un sens mai larg, potrivit primei acestei prime concepții, cel ales n-ar fi un funcționar, pentru că nu este numit, ci este ales. Dar pe de altă parte există și o altă teorie care vizează interesul public mai larg, faptul că oricine are o demnitate publică reprezintă un interes public și care impune rigori speciale pentru toți cei care servesc interesul public. Ori aici noi trebuie să ne plasăm pe a doua teorie. De ce? Tocmai pentru că nu am rezolvat o problemă foarte gravă în societatea românească, respectiv problema corupției, care durează de 24 de ani, hai să spunem corect că n-are culoare politică sau, dacă vreți, are multe culori politice și care ține, de fapt, de o anumită mentalitate. Și de aceea spun că a fost o măsură proastă aceasta de a modifica, pentru că, la urma urmei, cui folosește și ce să câștigă din ea? Pierde toată România, vă spun, dincolo de orice partizanat politic. Nu avea niciun sens și era cel mai prost moment acum ca să intri să modifici codul penal. În plus, din nou aduc aminte, n-a fost vorba doar de acest lucru. Ceva mai înainte, câteva zile, săptămâni, s-a umblat la statutul parlamentar sau să încearcă să se umble la statutul parlamentarului și să fie scos Agenția Națională de Integritate din orice competență de a verifica actele parlamentarilor,
Au fost acele cazuri cu parlamentari care și-au angajat rup de la cabinet. Acolo e problema. Iară câțiva oameni, nu? Și în plus, să vine și cu acest proiect de lege privind amnistia și grațierea. Ori toate la un loc reprezintă un amestec foarte toxic și pentru statul de drept și pentru reputația României și pentru credibilitatea ei. Și vă întreb încă o dată, pentru că prezum buna noastră credință, pentru ce? Cui folosește? Vedeți că pierd și partidele dumneavoastră care au promovat acest proiect de lege, pierde și România. S-a iscat o întreagă dezbatere, ca să nu spun un întreg scandal politic, și nu facem decât să dăm pași înapoi, știți? Da, domnul ministru, am înțeles aspectele astea pe care le reliefați dumneavoastră, eu le-am subscriu la ele. Am spus în emisiune și sunt membru al Partidului Național Liberal și am spus că USL a făcut o mare greșeală. A fost poate o dispută minoră aici legată de funcționarul public. Dumneavoastră ați răspuns așa cum... Da, trebuie reparat. Trebuie mers pe a doua concesie care este mai largă, o abordare mai restrictivă și trebuie dat un semnal. Că pentru că am plecat de la ideea că ca și parlamentar nu văd cum ar putea face abuz în serviciu. Asta, bine, nu intru într-o discuție măruntă, că e măruntă raportat la tot ce... trebuie dat semnalul, noi suntem oameni politici, da. Nu trebuie să înțelegem... Am înțeles, nu, politică. E cu totul altă treabă, deci în celelalte lucrurile suntem converg în ceea ce gândesc eu. O ultimă întrebare pentru domnul Predoiu. Scuze, dar chiar nu mai pot rămâne, sunt ieșit dintr-o altă... Bine, atunci vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să interveniți telefonic în această seară, la dilemele zilei. Mulțumim, vă mulțumim foarte mult. Da, într-adevăr, sunt chestiuni care trebuie analizate. De ce, domnilor, aceste chestiuni nu au fost analizate înainte de a trece prin Parlamentul țării o lege? De ce nu s-a făcut o dezbatere publică? S-a schimbat. Eu vorbesc de modul în care acest proiect a trecut și a devenit lege, pentru că a fost un proiect de lege care, votat de suficienți oameni, pentru că știm USL-ul are o majoritate. Să vedem legea. Păi, dar știți cum este? Vedem legea după ce ea este aprobată. Dar de ce nu a fost? Dar nu vi se părea normal ca proiectul respectiv să fie făcut public, să știe toată lumea de el, să fie supus unei dezbateri publice, ca să știe și omul ce și cum votează respectivii oameni acolo? Și ca e un conglomerat, s-a modificat întâi statutul parlamentarului. Și, de fapt, dumnealui a insistat și asta e realitatea. Acolo sunt problemele. Că Ani nu mai poate interveni și aia nu-i bine că e așa. Deci asta a fost problema fundamentală. De aici pleacă celălalt. Eu am tăcut un picu și v-am lăsat să dezbateți împreună problema. Încă un aspect important, respectivul proiect de lege a fost pe o ordine de zi suplimentară, nu pe ordinea de zi a ședinței. Care nu s-a locul lor. Eu v-am lăsat un pic să dezbateți. Foarte multe lucruri care nu au fost la locul lor, dar legate, iată, aceste lucruri au dus la un scandal care din nou ne-a adus în fața Europei am spus că a fost o greșeală. Deci ca și niște oameni care încearcă să-și ascundă sub preș neregulile. Pentru că s-a vorbit de corupție, noi am tot ieșit până acum și am clamat justiția, am spus că vom face în așa fel încât corupția să dispară de pe teritoriul României. Ei, iată, cu această lege nu am făcut decât să mai atragem o dată atenția celor care oricum erau cu ochii pe noi și ne monitorizau. Au reușit, domnul Băsescu, să atragă. Da, vă greșiți. Dați-mi voi acum să vorbesc eu un minut, două. V-am lăsat până... Să dezbateți problema între dumneavoastră, eu, datorită formațiunii mele, este bine să tac și de-abia după ce îmi formez o părere să vorbesc. După cât a vorbit domnul președinte Predoiu, ne-a lămurit în totalitate cum stă această problemă. Deci aici nu se dezbate numai problema cu articolul de lege în ceea ce privește funcționarul public sau nu. Aici privește pe ansamblu aspectul cu schimbarea peste noapte a întregului cadru legislativ al funcționării Parlamentului, cu definirea clară dacă este sau nu este
funcționar public și atunci, dacă s-a definit clar că parlamentarul nu este funcționar public, atunci nu se mai poate aplica articolul respectiv. Da, mai avem... O secundă, o secundă. Da. Dar nu-i bine nu, că e așa. Aia e altă treabă. O secundă. Deci aici se demonstrează mărșăvia clasei politice de la vârf, care peste noapte, votând pe furiș, formându-și o majoritate confortabilă, a putut să treacă aceste trei legi. Statutul fără... a fost mai demult. Statutul adică... a fost mai demult, pentru că a fost făcută tot așa pe baza majorității și totul a trecut pe de-a rândul fără a putea face cineva ceva. Da? Asta este problema care ne doare și ăsta este adevăratul motiv pentru care ambasadele și toată lumea din Europa n-a fost de acord. Și nu numai din Europa. Aveți în vedere că și Statele Unite și-a trimis ambasadorul pentru a discuta această problemă la Parlament. Da, da. Premierul i-a răspuns, ambasadorul Statelor Unite. Avem prin telefon pe domnul Mitescu, fostul inspector școlar, dacă nu mă înșel. Da. Sau colegii mi-au spus este greșit. Este adevărat, sărămâinile domnișoara. Bună seara. Și dați-mi voie să salut și invitații dumneavoastră. Vă rog. De la început, felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Și în al doilea rând, țin să precizez că n-am văzut de la început emisiunea. Am văzut-o mai târziu și poate din acest motiv nu înțeleg pledoaria plină de patos a colegului meu, domnul director Tașcău. Domnul, ca și profesor de matematică, dumnealui știe foarte bine că din punct de vedere teoretic un parlamentar nu poate fi asimilat funcționarului public, asta este apă în serviciul public. Și îi dau exemple foarte, foarte multe practice în care parlamentarii se fac vinovați de abuz în serviciu. Gândiți-vă doar la Adrian Severinu în Parlamentul European, care nu s-a putut juca cu aceste lucruri. În al doilea rând, nimeni nu mă poate convinge, nici măcar domnul Tașcău, că aceste modificări legislative, chiar dacă dumnealui pledează cu așa cum am spus cu patos, că nu domnul, sunt nu mai o secundă. Domnul Mitescu, ascultați-mă, Nu vă pot lăsa. Haideți pe rând, vă rog frumos. De ce nu vă pot lăsa? Dumneavoastră spuneți că am susținut cu n-ați înțeles, n-ați urmărit emisiunea. Așa eu am spus părut mie, domnul director. Păi da, dacă n-ați urmărit-o. Eu am spus de la început. Sunteți convins de acest lucru? Eu vă respect convingerea dumneavoastră. Eu nu sunt, domnule, tocmai asta spun eu. Am spus de la început că USL-ul a greșit, domnilor, dar n-ați văzut emisiunea. Domnilor, vă rog frumos, haideți să nu analizăm atitudini. O rugăm pe domnișoara Stoian să ne invite împreună și atunci suntem la egalitate. Dar, domnule... Domnule Mitescu, haideți să nu analizăm atitudini. Vă rog frumos să vă spuneți punctul de vedere legat de această lege. Modificări legislative, nimeni nu mă poate convinge că acestea nu sunt făcute cu dedicație. Există atâția parlamentari care se află sub incidența legii, încât această modificare a fost foarte, foarte benefică pentru dumnealui. În al doilea rând, dacă cineva consideră că pozițiile luate de ambasadele europene și cea americană, de Comisia Europeană, reprezintă puncte de vedere ale ambasadorilor sensiale amarnii, aceste puncte de vedere sunt analizate cu foarte, foarte multă atenție și reprezintă punctele de vedere ale cancelarilor pe care aceste ambasade le reprezintă în România. Să nu cumva să credem că aceste ambasade se informează din presă sau de la colțul străzii. Au servicii care sunt specializate în aceste lucruri și cu siguranță punctele lor de vedere sunt foarte, foarte pertinente. Nu este lipsit de importanță și închei cu aceasta că însuși șeful pe linie ideologică în Parlamentul European, posibil candidat la șefia Comisiei Europene, domnul Voboda îl trage de urechi pentru a doua oară pe premierul Ponta.
oficial, probabil neoficial la praf de mai multe ori, dar se vede fără folos. Vă mulțumesc, vă mulțumim și noi, vă mulțumim și noi pentru telefon. Mulțumim, să știți că noi nu vrem dezbateri furtunoase, vrem dezbateri care să fie în interesul cetățenilor. Eu regret, vă rog. Sper că intervenția mea a fost de natură să lămurească aceste lucruri. Vă mulțumesc vă mulțumim mult pentru telefon, domnul Mitescu. Bună seara. Regret că domnul Mitescu n-a văzut emisiunea de la început și că interpretează greșit ceea ce da, domnul Mitescu a sintetizat în câteva cuvinte tot ceea ce s-a discutat. Nu a sintetizat, chiar dacă pentru că dacă a spus că eu am susținut cu patos modificarea codului... Nu, dumneavoastră a susținut cu patos... Eu am o definiție. Domnul Mitescu a văzut din fața televizorului, dumneavoastră sunteți subiectiv. Credeți-mă, probabil probabil mulți eu am susținut doar că parlamentarii nu sunt funcționari publici. Altceva n-am susținut. Dar trebuie să aveți în vedere, domnul director, să aveți în vedere că în drept articolele nu se judecă de unul singur. Nu, domnule, se citește și se interpretează unul prin altul. Și legea trebuie interpretată în litera și spiritului. Eu mi-am început intervenția la început și am spus că USL-ul a făcut o mare greșeală. Discutând doar despre un singur articol de lege care s-a demonstrat ulterior prin intervenția domnului Predoiu că acest articol a fost anihilat prin statutul parlamentarilor și prin încercarea de sfințare a luanii, este clară treaba. Că acest articol pentru ei este nul. Da. Este nul și nu poate opera. Deci, în substanță și în substanță, domnul Mitescu, asta a scos în evidență. Nu, dumneavoastră a scos asta în evidență. Iată, v-ați aranjat un picus că a zis că a scos cu patos. Nu, apoi nu. Asta și-a un pic pătioaș pe idee. Nu, dar nu a susținut un adevăr. Toată lumea care a văzut emisiunea, nu cred că a înțeles că a susținut cu patos modificarea la codul penal. Eu nu am spus asta. Nu. Bine, că nu e bună. Acum, domnule Tașcău, noi am văzut că adevărul USL nu concordă cu cel al altor partide și nici cu cel al poporului de cele mai multe ori. Dar eu am spus că nu. Eu, sincer, am spus de la început că s-a făcut o greșeală. Asta, cu asta am început. O greșeală de comunicare, o greșeală de prin faptul că nu s-a discutat cu cancelarul european înainte. După care i-ați deculpabilizat pe vieții parlamentari. Avem prin telefon, vă întrerup câteva momente, avem prin telefon și pe domnul Gelu Vișan, dacă îmi spun colegii mei bine. Da. Bună seara. Bună seara, domnule Vișan. Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, proiectul de lege care a și trecut prin Parlament și care îi îndepărtează pe domnii parlamentari și pe președintele țării de categoria funcționarului public pentru a nu cădea în anumite infracțiuni, vi se pare cum? În primul rând, bună seara și invitațiilor noastre și telespectatorilor noastre și mă bucur că sunt în direct cu dumneavoastră. Îmi pare rău că nu suntem la fața locului ca să ne și vedem. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând trebuie să vă spun două lucruri. Am fost parlamentar în legislatura trecută și știu că modificarea articolului 147 din codul penal era o preocupare a foarte multor parlamentari încă de acum un an și jumătate. Deci a fost dacă doriți ceea ce s-a întâmplat în Parlament al alteri, a fost un plan foarte bine pus la punct de foarte multă vreme, din cel puțin trei motive. Primul motiv este legat de conflictul de interese care a apărut la anumiți parlamentari acum în jur de 2 ani, care își angajau soțiile și așa mai departe, rudele la birourile parlamentare. Al doilea motiv, mult mai grav, este legat de restrângerea atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate și Departamentului Național Anticorupție în raport cu parlamentarii, iar al treilea obiectiv, de data aceasta cel mai grav, le-am spus în ordinea gravităților, este legat de faptul că parlamentarii care au probleme cu legea au considerat că două inițiative mai făcute în miez de noapte de către Comisia Juridică, o parte, o mică parte din Comisia Juridică și după aceea prin semnăturile altor parlamentari, acest proiect de lege i-ar fi scăpat de rigorile legii pe unii dintre parlamentari. Nenorocirea este că Parlamentul României a fost folosit ca bumerang împotriva, dacă vreți, a celorlalți cetățeni ai României,
care pur și simplu sunt egali în fața legii. De această dată, într-o comisie juridică ce s-a întâlnit la ora 21 până mult târziu noapte, până la 1 dimineața, unde au participat prima dată 5 parlamentari, ulterior 7 s-au mai retras, în niciun caz un număr de 27 sau quorumul, cel puțin jumătate cu sumul din numărul de 27, o comisie parlamentară în miez de noapte a luat aceste hotărâri pe care le-a promovat sub forma unui proiect de hotărâre cu raport favorabil, astfel încât să apară legea amnistiei ce preconiza să scape toți parlamentarii care au probleme în acest moment cu justiția, fie sunt încarcerați foștii parlamentari, fie au probleme cu Departamentul Național Anticorupție. După aceea s-a mers pe modificarea acestui articol din codul penal și în același timp pe restrângerea în acest fel a atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate și a Departamentului Național Anticorupție în raport cu cei vizați. Să nu uităm că în propunerea legislativului acestui Parlament, în acea propunere s-a spus cât se poate de clar că cei care sunt scutiți de rigorile legii în fața Departamentului Național Anticorupție sunt parlamentarii și cei care practică profesii liberale, în cazul acesta cu referire directă la președinții de consilii județene, primari și așa mai departe. Din acest motiv, de cei care nu au un contract colectiv de muncă, să înțelegem în acest mod, nu au semnat un astfel de contract. Din punctul acesta de vedere, toată această debatură făcută și toată această propunere făcută la final de an, imaginată într-o noapte de Comisia Juridică și votată cu voie bună, să zic așa, de toți parlamentarii, tot fără ca această hotărâre să fie introdusă pe ordinea de zi, fără să existe la ora 10 vreo informare, fără să existe nicio dezbatere publică, ar fi însemnat pentru România, până la urmă, vedem și reacțiile internaționale, ar fi însemnat o catastrofă, dacă vreți, din punctul de vedere al raportului nostru democratic cu statul da, de drept. Eu vreau pur să vă simplu, întreb... Închei imediat. Pur și simplu, și aștept întrebările noastre, pur și simplu am asistat la o a doua lovitură de stat în România în care s-a intenționat cât se poate de clar ca justiția să fie subjugată de către Parlament și mă întreb și întreb toți cetățenii ce s-ar fi întâmplat dacă președintele României nu ar fi anunțat în aceeași seară în care s-au votat legile că se opune și va trimite legea în Parlament. Observăm acum reacțiile internaționale, vedem reacția în alte curs de casație și justiție. Dar, până la urmă, președintele României a trebuit să facă, ca ultim bastion, să facă scut în fața acestei legi care pur și simplu confisca statul de drept. Da, eu vreau să vă întreb cum comentați dumneavoastră atitudinile de astăzi ale celor doi copreședinți la nivel național. Pe domnul Antonescu, care este și președintele Senatului, l-am auzit spunând că a fost o lipsă de informare sau o insuficientă informare. Pe domnul Ponta l-am auzit spunând că a fost dus din țară, a fost plecat. Cum comentați aceste atitudini? Două lucruri vreau să vă spun. Eu în momentul acesta în care m-ați sunat, sunt în Craiova, știți că sunt secretar regional al Partidului Mișcarea Populară. Tocmai la Craiova ieri am avut descinderi ale Departamentului, ale Procurorului Departamentului Național Anticorupție și jandarmeriei la Consiliul Județean Dolj,
unde s-a efectuat percheziții inclusiv acasă la președintele Consiliului Județean și în clădirea Consiliului Județean timp de foarte multe ore. Și tot în aceeași zi, un deputat al PSD-ului din Craiova, domnul Nicu Vasilescu, a fost condamnat definitiv de înalta curte la 2 ani cu executare și în acest moment este încarcerat. Dacă această lege, una dintre ele, mă refer de exemplu și la amnistie, dar dacă ar fi fost în vigoare amândouă situațiile nu s-ar fi putut întâmpla. Deci era liber la corupție. În primul rând, asta vreau să spun. În legătură cu pozițiile celor doi, am constatat, are domnul Antonescu și a domnului Victor Ponta, am constatat cu unul, că nu mai există niciun fel de coaliție în acest moment de guvernăm în pozițiile domnilor fiind total diferite. Iar doi, frica în fața reacției alegătorilor, cetățenilor României, dar și a reacțiilor instituțiilor statului de drept și ale cetățenilor simpli este atât de mare încât au început să dea vina unul pe altul pentru o chestiune pe care au lucrat-o timp de un an de zile înainte. Știau foarte bine ce fac, au știut foarte clar, ăsta a fost motivul pentru care Victor Ponta a plecat din țară pentru a nu putea fi, a putea fi contactat. Crin Antonescu a spus la un moment dat că este de acord cu sintagma, sau nu este de acord cu sintagma ca parlamentarii să fie asimilați, atenție, asimilați funcționarilor publici. Ei nu sunt catalogați și nu sunt funcționari publici, dar din punct de vedere al raportului cu legea din România, ei sunt asimilați funcționarilor publici. Aceasta a fost marea găselniță a USR-ului și a zis, dom'le, noi parlamentarii și nu numai nu suntem funcționari publici. Păi n-a spus nimeni. Sunteți asimilați în fața legii, pentru că sunteți demnitari ai statului român, sunteți asimilați în fața legii unui funcționar public și conflictul de interese, abuzul în serviciu pe care vreau să-l scoată, darea și luarea de mită, nebunia aceea cu 500.000 de euro. Adică puteți să furați la liber cum la 500.000 de euro copii, că trebuie să dați bani înapoi. Este o invitație la furt. Dacă asta a vrut USL-ul la un an de la guvernare, exact la un an de la guvernare, unde a promis dreptatea până la capăt, dacă a promis dreptatea până la capăt al lui Victor Ponta și al lui Crin Antonescu, ferească-ne Dumnezeu. Și mă întreb încă o dată ce ar fi fost dacă președintele României Traian Băsescu nu ar fi anunțat public că va respinge această lege și dacă nu a fi făcut un apel la normalitate la nivelul parlamentar. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră. Care a fost votat cu 56% și care are 70% majoritate în Parlament, s-a pus împotriva propriului său popor. Degeaba acum încearcă să găsească scuze. A confiscat statul de drept. A avut să omoare justiția în raport cu corupția. Dacă dreptatea până la capăt înseamnă corupție până la capăt la USL și de către oamenii USL-ului, asta mi s-a servit. O ultimă întrebare, foarte scurt, v-aș ruga să răspundeți. De ce credeți că acest proiect a ajuns în Parlament acum, în apropierea sărbătorilor? Când spuneați dumneavoastră, domnul Ponta era plecat din țară, nu întâmplător. Nu. Domnul Victor Ponta a plecat din țară pentru că știa că acest proiect va intra pe ordinea de zi și plecând foarte departe, mai mult decât atât, atunci l-a programat să intre pe ordinea de zi și știm că e foarte departe, nu poate fi contactat, a fost într-o delegație în Africa de Sud unde nu putea fi contactat, iar pe de altă parte, repet, acest proiect și vă spun cu toată sinceritatea, este gândit de peste un an și jumătate din legislatura trecută, mai mulți parlamentari, eu am auzit mai mulți parlamentari ai USL-ului care au spus că vor modifica până la urmă acest articol din codul penal. Acesta a fost motivul pentru care a fost introdus în miez de noapte în Comisia Juridică, fără quorum în Comisia Juridică și acesta a fost motivul pentru care a fost votat pe fugă în Camera Deputaților. Iar președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, în acest moment are aceeași soluție onorabilă, oarecum, ultima, dacă vezi, mișcare pe care mai poate să facă, ceea ce a făcut domnul ministru Barbu
dându-și demisia, să-și dea demisia. Credeți că o să-și dea demisia? Dacă va rămâne președintele Camerei Deputaților, după ce a trecut prin hoții, hoțește o lege noaptea prin Parlament, este un exemplu la invitație, la hoție și către alții. Dacă președintele Camerei Deputaților hoțește, a trecut o astfel de lege prin Parlament, ce să zică cetățenii simpli? Bă, dacă ăia de acolo fac, nu-i taie capul și noaptea se întâlnesc la 1 dimineața și a doua zi votează o lege ca să scape ei de rigorile legii, păi noi ceilalți, Parlamentul României, noi ceilalți oamenii simpli, păi atunci merge frate. Asta e România, asta e dreptatea lor până la capăt. Din punctul acesta de vedere, Parlamentul României, care e instituția de bază a democrației, s-a, dacă doriți, este un vot de blam pe care și l-au dat singuri. Este cel mai urât exemplu pe care un parlament ar fi putut să-l dea cetățenilor săi. Este până la urmă, dacă vreți, o rușine. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să interveniți telefonic. Am văzut ceva mai devreme. Lista este lista pe care Cotidianul Online Gândul a publicat-o astăzi cu cei 240 de deputați care au spus da respectivului proiect. Spuneam, sunt și 5 parlamentari din județul Gorj. O să-i rog pe colegii mei să o mai ruleze o dată. Eu o să-i nominalizez ca să știți și dumneavoastră cine a ridicat mânuța pentru ca respectivul proiect să devină o lege protecționistă. Domnul Ion Cupă de la PNL, îi iau în ordine alfabetică. Iriza Scarlat de la PSD, Craibani Camelia de la PSD, Pârgaru Ion a fost la un moment dat în județul Gorj, acum este parlamentar pe alte meleaguri decât cele gorjenești, Popeangă Vasile de la PSD, Rotaru Răzvan de la Partidul Conservator. Aceștia sunt aleșii noștri, dragi gorjeni, care au spus da respectivului proiect de lege. Numai o secundă și nu cu adresabilitate, numai la parlamentarii din deputații din Gorj. Este un moment în care tot acest parlament ar trebui să se gândească foarte bine dacă, pentru motivul că nu lucrează în interesul cetățenilor acestei țări, ci lucrează doar în interesul lor, n-ar fi mai bine să se autodizolve. Vă mulțumesc mult, domnule Vișan. Vă așteptăm și în studio aici la Tele 3 când o să ajungeți în județul Gorj. Vă mulțumesc. Trebuie să spunem că prin telefon trebuia să intervină și domnul Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților în această seară. Ei bine, am tot comunicat noi prin telefoane astăzi cu reprezentanții cabinetului dumnealui, cu consilierii dumnealui, ne-au amăgit așa până pe ultima sută de metri, ne-au lăsat impresia că o să intervină telefonic, ne-au spus înainte de a intra în emisie că nu, nu, nu. Ăsta a fost răspunsul de 3 ori. Nu, domnul Zgonea nu intervine la nicio emisiune în această seară. Nu numai în județul Gorj, dar nici la nivel național. I-o fi jenă? Mă întreb și eu. Nu știu. Spuneam, nu mai avem foarte mult timp. O scurtă concluzie, vă rog, dar concisă să fie. Domnule Bobu, încheiem exact invers de cum am început. În concluzie, după cum se vede, problemele la nivelul României nu sunt foarte simple. Guvernarea uselistă continuă să facă ce a început și văd că face bine pentru destabilizare și distrugere. Dacă domnul președinte Băsescu n-ar fi fost atent, așa cum au vorbit oamenii de la centru, această lege n-ar fi făcut praf la nivel de Uniune Europeană. Nu vorbesc de români, pentru că românii s-au învățat să sufere, s-au învățat să depășească, să suporte corupția, să suporte guvernanții, dar Uniunea Europeană ar fi venit și ar fi făcut praf ca urmare a trecerii acestor legi de deputați. Consider că în continuare ar trebui să se reevalueze aceste acte normative cu mult simț de răspundere de către toți parlamentarii și atenționez pe cei din Gorj în mod special, pentru că ei sunt cei care ne reprezintă, să facă ceea ce este mai bine pentru folosul tuturor
și nu să le fie lor foarte bine, pentru că sunt trimiși acolo odată la 4 ani de popor. Da, domnule Tașcău. O să închei așa cum am început. Repet că faptul că USL-ul și liderii USL au greșit de această dată, au greșit prin lipsă de comunicare, prin faptul că aceste lucruri nu au fost prezentate din timp, iar opoziția și președintele Traian Băsescu a fructificat această greșeală. Credeți că o să rămână în varianta asta, legea? Nu, eu am văzut deja astăzi o repliere a liderilor formațiunii noastre și am văzut și că după ce ambasadorii au fost în Parlament, declarațiile acestora au fost un pic nuanțate. Adică vreau să cred că ceea ce s-a propus prin modificarea codului penal nu are legătură cu ceea ce s-a interpretat că ar fi. În cazul în care, într-adevăr, sunt lucruri care ar fi făcute numai în interesul unor, într-adevăr, e o greșeală mare. Eu repet, cred că în primul rând a fost o greșeală de comunicare. O lipsă de comunicare. Lipsă suficientă de informare. Asta spunea și domnul Crin Antonescu. Una e comunicare, altă informare. Deci comunicarea către opinia publică, către dacă nu comunici, europeană, n-ai cum să informezi, nu, domnule Tașcău. Ascultați-mă, că cine mă ascultă, mă ascultă și înțelege ce vreau să spun. Deci una este să comunici ceea ce vrei să faci către Comisia Europeană, către ambasadele, către cele mai departe, să înțelegi că ai un raport pe justiție care trebuie să vină și trebuie să comunici ce vrei să faci, lucru care nu s-a făcut. Și în momentul respectiv, adversarii politici au interpretat acest lucru dându-i o altă, așa cred eu, dându-i o altă direcție. Rămâne să vedem în următoarele zile ce se întâmplă. Informarea cu toate alte, cu totul altceva. Domnul Crin Antonescu a spus că n-a fost informat. N-a fost informat. Doar două mesaje o să luăm și rog pe colegii mei să pregătească materialul cu care o să încheiem această ediție. Suntem conduși de un parlament corupt. Ei fură, iau mită, mint pentru că sunt super imuni. Se pune întrebarea dacă ei fac toate aceste ilegalități. Noi, de ce nu am face la fel? Rușine să le fie. Scrie unul dintre telespectatori. Altcineva întreabă dacă și noi, minerii, vom primi prima de porc ori nu. Astea sunt adevăratele probleme cu care se confruntă oamenii. USL-ul ăsta este un alt mesaj. Chiar crede că mai prostește la noi atât de mult, ei habar nu au, că toată lumea asta nu vrea să mai audă de ei. Sunt mesajele unor oameni, mesajele sunt variate, bineînțeles, nu mai avem timp să luăm și altele, ne ceartă colegii din emisie că am depășit foarte mult spațiul. Vreau să vă las să ascultați în continuare o melodie foarte frumoasă. Este, de fapt, un colind dedicat celor care ne conduc. Pentru ei acest colind. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Noi ne revedem luni la aceeași oră. Numai bine! Poftiți la masă, lerulă. Mi-i trimite Sfântul să ne încerce mila, lerulă. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila, lerulă. Brațele plăpânde, lăruile. Tremurat-li glasul, nu știu să colinde, lăruile. Dacă stau în poartă și nu zic nimica, lăruile. Domnilor, de astăzi se va puce frica, lăruile. Ce
degeaba ce-ați făcut din țară, râle. Tot în fric și foame, tot cu mâini întinse, râle.